Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Eu sunt Alexandru. Astăzi ne vom juca Minecraft. Mi-am mai făcut câteva chestii la noastră. Și văd că mai vin oameni. Am uitat să vă arăt barca super pe care mi-am construit-o eu. A, e în partea cealaltă. O să merg pe ea. Nu trebuie să vină și ceilalți pe aici, nu? Uite pe domnul agent! Uitați barca, aici este. Să deschidem. Mamă! Cât de tare e cu barca asta? Mamă, acum am coborât din chestia aia, iau, pute, mamă, cât de repede, merge repede, parcă ar fi cu motor, vaporul ăsta are motor, motorul doar gâlție așa, dar nu face nimica, așa, așa. E cam greu să duci barca înapoi de unde ai luat-o. E mai ușor cu alea de salvare, dar alea de salvare le păstrăm în situații de urgență. Stați-mă un pic. Ia stați. Nu mai bine o pun eu simplu așa și gata. Ba da. Mai ușor. Gata. Ce e așa de? Îți lasă să pornim și mai repede. Dar văd că mi l-a stricat cineva motor. Dar cine? Văd că e puțin lag. Poate eu l-am stricat? Nu, nu. Nu l-am stricat eu. Dar am greșit aici. Așa. Bună, domnule agent. Clasa întâi. Și ce clasa a doua? Wow. Dar. Păi nu să-ți mă împoce. Claudiu, te înțeleg ceva? Nu. Trece acela loc. Poate ar trebui să-i dau un nume la acest vapor. Ar fi o idee super. Cum să-i dau numele? O să îl scriu. Până la urmă nu o să-l las așa. Da, să-i fac și ușa aia. De prima dată. La ușă, direct aici. Nu Titanicul. Aurora? Roblox? Nu, Aurora. Numai cu litele mele. Deci, Aurora. Aurora. Așa. Cu toate că nu e prima dată când fac un vapor. Dar totuși arată bine. Așa. Să mergem sus să ne facem motor.
Da, cam costă bani în vaporul ăsta. A, să spun prețul. Că văd că acum oamenii mai interacționează și cu tine. O mie? Da, 1000 de, să ne gândim bine. Dolari, euro, liră. Lire, că e mai scump. A, nu, lasă dolari. Că așa, e mai bine. Nu? Lire. Așa. Că e scump. Prima dată și prima dată va trebui să interacționăm cu ceilalți. Dar stați, poate ar trebui să pun și prețuri pe ce intră? Nu, o fi gratis. Aia e gratis. Domnule Vlad, văd că ați venit bine, dar sper să nu vă răzbunați pe cineva sau... Știți de astea de... știți dumneavoastră. Da. Sper să nu. Care e în locul ăsta? Bine. Aici nu mai vrem noi. Bună ziua! Bună ziua, doamna Andreea! Bună! N-aș fi vrut să te fi văzut. Să mă gândesc cu ce să-i fac motorul. Ah! Unde sunt alea? Uite-le. Mai trebuie o de-aia. O de-asta. Și mai trebuie... Redstone. Se pare că domnul Claudiu se simte foarte bine. Și domnul Adrian foarte bine. O zi frumoasă. Și te uiți ușa, n-ai mai văzut un om care bea? Domnul ăsta n-a plătit. Gata, am pornit și vaporul. Fiți gata pentru călătorie. Cât de tare. Și acum vedem cum merge și vaporul. Totul este foarte bine. Putem să ne reparăm aici ceva? Cât de tare se vede. Se vede super. Stați un pic, o să trebuiască să punem ăla de navigație. Aha! Așa, și
cine mai trebuie asta. După aici vom pune ce să ne punem, o de asta. Așa. După vom pune o hartă. Asta mi se pare mie sau trebuie pus asta mai bine? Nu, nu mi se pare, trebuie pusă mai bine. Așa. Nu cred că e bine. Da. Este totul foarte bine. Ia. Cred că va trebui să facem niște picări și pe la motor. Așa. Da, se pare că ne-am izbit de ceva până la urmă. Dar de ce ne-am izbit noi? Sper să nu fie ceva rău. Altfel n-aș ști ce să mai fac. Ia stai un pic. Să văd. S-a izbit de ceva? Sau nu s-a izbit? Oh, nu. Motorul principal s-a izbit. Nu e bine. Domnilor, evacuați! Evacuați barca! Nu vreți. Bine atunci. E timpul pentru noi. Așa. Ne trebuie costumul de not ca să vedem ce s-a întâmplat acolo. Sper să nu fie ceva rău. Așa. Vlad, e prezentul bun. Nu trebuie să mă duc, deci costumul de mod este bine. Văd că pot să respir în apă. Cât de tare. Au. Nu, nu, nu. Înapoi. Cred că se întâmplă ceva acolo jos de mă tot atrage. Da, chiar. De ce s-a întâmplat asta? Wow. Nu! Wow, o să trebuiască să mă duc la barcă. Ugh.
Îmi vine să cred. Am ajuns. Deci s-a spart. Păi de-aia nu mai merge deloc. Wow! Ce? Bine, sper să nu se mai izbească de ceva, pentru că nu o să mai putem să scăpăm de aici. Motorul oricum s-a stricat un pic. Oh. Da. O să trebuiască să pun camera de gheață. Pentru că dacă sunt oameni care fac ceva ce nu trebuie pe aici. Andreea am primit 19 ani, la 12 ani. Hai. Asta nu știe să folosească ușa. Sau, oh, avion. Leu, nu știe să deschid ușa. A, l-am văzut pe Vlad. Ce vreau Vlad de la mine? Habar n-am. Așa. Punem camera de la vedere. Unde sunt? Ah. Uite. Acum putem să vedem ce fac ceilalți. Mai ales mă trece aici. Ei. O zi perfectă în bar. Stop înainte. Pare că vaporul este în pericol. Dacă sună așa, înseamnă că e băutură. Ce-o face tipul ăsta? Băutură, ce ai făcut? Nu să verificăm. Sunt cu ochii pe tine. Ar trebui să afle că sunt cu ochii pe el. Când mai repede. Merg la barcă. Aici era primul șir. Hei, barcă! Inspectăm. Chestia îmi spune că e pe aici, pe undeva. Îmi zice că e în spate. Da, pentru că venea din spate. Sper să nu-și facă ceva la vapor. Ce să vezi? Băutură chiar și-a făcut de cap pe aici. Și camera de aici. Mamă, încă 3 secunde zicea și explodau TNT-urile. Barca ar fi fost pierdută. Se pare că am salvat aproape tot.
Așa. Băutură va avea o amendă foarte mare. Băutură. Știu unde e. Băutură. Bună, Vlad. Totul a fost foarte bine. Oare ce face fraierii ăștia? Deci te întreb de ce ne-au explodat TNT-urile. Păi tu n-ai pus, deci. Bravo ție. Băutură. Ne vom revedea. Nu pentru mult timp. Ei, acesta a fost și episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alexandru. Și să vă abonați. Dacă mai vreți episoade,